Matei 20 cu 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să-și adă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricine va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, mulțumesc frumos, vă invit să reocupați locurile. Avem ocazia să ne revedem. Așa cum spunea fratele păstor, astăzi am avut parte de o zi frumoasă și cu activități intense. Este bine pentru noi, chiar dacă este puțin obositor. În general, lucrurile de valoare se fac cu osteneală. Aș vrea în seara aceasta să salut și eu pe fratele Geluranga, robul Domnului, și pe fratele Denis Mureșan. De asemenea, să-l salut în mijlocul nostru pe fratele Fănuiel Grab, împreună cu un alt frate care vine din biserica din Zurich, acolo unde am fost cu câteva serii în urmă. Am avut o experiență foarte frumoasă și fratele Fănuiel a fost gazda mea. O familie generoasă, ospitalieră, și mă bucur să ne revedem în această seară aici. Îi salut de asemenea pe toți frații care au venit special pentru întâlnirea aceasta, pe cei care sunt căpetenii, care sunt chemați de Dumnezeu să facă o slujbă sau alta în Biserica lui Dumnezeu, slujind pe Domnul. Și pentru următoarele mai multe zeci de minute o să ne concentrăm asupra acestei învățături, încercând să înțelegem mai bine în ce fel se așteaptă Dumnezeu de la noi să-L slujim. Adevărul este că slujirea creștină este incompatibilă cu orice altă metodă de slujire. În general, când cineva este mai mare, el se bucură de autoritate și vorbește cu autoritate. Hristos însă propune o metodă de slujire care creează vulnerabilitate pentru slujitori. Pentru că deși ei sunt mai mari între noi, ei trebuie să se comporte ca și cum ar fi mai mici între noi. Paradoxul acesta creează o oarecare dificultate și de înțelegere, dar mai ales de practicare. Ești mai mare, ești ales să conduci, dar de fapt ți se cere să slujești. Și până la urmă te întreb, stai un pic să înțeleg, tu ce vrei să fac? Vrei să conduc sau vrei să slujesc? Eu sunt mai mare, am autoritate sau sunt mai mic și altul are autoritate? Și ne spune Biblia că noi suntem chemați să conducem prin slujire și să slujim prin conducere. Nu este foarte ușor să înțelegem cum vine treaba asta. Hristos spunea, neamurile poruncesc, domnesc cu stăpânire. Conducătorii neamurilor poruncesc, domnesc cu stăpânire, dar voi să nu faceți așa, ci între voi cine este cel mai mare să se facă cel mai mic. Am intenția să
spun câteva gânduri legate de, câteva principii, mai bine zis, nu gânduri, legate de conducerea prin slujire, deși noi toți trăim în biserică și cunoaștem slujitorii bisericii, suntem cititori ai Scripturilor și de-a lungul anilor, în calitate de credincioși practicanți, am ascultat multe predici, multe învățături și nu suntem în necunoștință de cauză. Apreciez foarte mult faptul că sunteți aici și ați trecut dincolo de starea de oboseală, am fost câteva zile împreună în prima parte a zilei și, așa cum spuneam, o să spun câteva principii biblice despre slujire. Aș vrea să încep spunând faptul că atunci când vorbim despre slujirea și conducerea spirituală, privind în Scriptură la modelul Domnului Iisus Hristos, înțelegem faptul că omul, oamenii chemați să slujească, trebuie să imite slujirea Mântuitorului. Mântuitorul a avut un gen de slujire care l-a făcut foarte vulnerabil. De pildă, când a trecut pe un drum în șanțul căruia erau oameni bolnavi, oameni renegați de societate, oameni care aveau tot felul de probleme și dificultăți, unul dintre ei orb fiind, îl știți pe Bartimeu, de fapt ați auzit despre Bartimeu, i-a cerut ajutor Domnului strigând cât îl ținea gura, ca din gură de șarpe a țipat. Și oamenii s-au comportat așa cum se comportau ei de obicei, orb, nespălat, mirosind greu, fără nicio valoare socială și i-au spus, știi ce? Surprinzător, în comparație cu toți primarii și liderii vremii, Hristos a oprit. Și i-a dat o valoare inexplicabilă acestui om, spunându-le, aduceți-l la mine. Ucenicii s-au cam făcut de rușine, că și ei l-au intimidat, spunându-i să-și vadă de treabă. Nu era timp de el, nu se califica în niciun fel. Problema lui îl califica, dar statutul lui social nu îl califica. Și pe ei nu îi interesau așa de mult de problema lui. Ei îi priveau pe oameni nu prin prisma problemelor lor, ci prin prisma statutului lor. Acesta a fost un păcat al vremii care nu s-a limitat la vremea aceea. El e și în vremea noastră. E greu să ne raportăm la oameni prin prisma nevoilor pe care le au, ci fără să ne dăm seama, îi tratăm pe oameni în baza statutului lor. Și aceasta nu este cinstit. Pentru că Dumnezeu nu se uită la statutul nostru. Statutul nostru este între noi, nu între noi și El. Pe El nu-L interesează dacă cineva este bogat sau sărac, tânăr sau bătrân, de la țară sau de la oraș, analfabet sau academician. Pe El interesează că este o ființă umană și pentru El, la nivel de suflet, nu există nicio diferență între ființele umane. De aceea L-a chemat pe Bartimeu și toată lumea n-a știut ce să înțeleagă. L-a întrebat ce vrei să-ți fac. Câți dintre noi nu ne dorim întrebarea asta? Și omul i-a spus simplu, Doamne, nu văd, vreau să văd. Și Hristos l-a vindecat. Simplu, fără să facă spectacol, fără să folosească momentul și să facă caz de autoritatea lui, pur și simplu, în toată modestia care îl caracteriza, a făcut ce trebuia. Și și-a continuat drumul. Exemple de genul acesta sunt multe. Într-o altă împrejurare, L-a chemat o persoană care avea autoritate peste sinagogă, un demnitar. Ăsta avea un copil bolnav pe moarte și i-a spus, vino repede la mine acasă. Și Hristos l-a urmat. Pe drum însă, în timp ce se ducea la o situație critică, l-a întâmpinat o femeie și fără să-i zică nimic, s-a apropiat prin partea din spate. Scriptura remarcă detaliul acesta. Când cineva vine prin partea din spate, demonstrează modestie. El știe că nu merită prin față. Totuși, fața-i față. Dar femeia aceasta bolnavă, dezamăgită, fusese bogată cândva, pe deasupra avea vreo 12 ani de când avea o scurgere de sânge care o epuizase cu totul și a venit prin partea din spate ca cineva care nu merita. Potrivit legii ceremoniale, ea n-avea voie să se atingă de niciun om, dar de Domnul. Și totuși s-a atins, nici de el nu s-a atins, s-a atins de partea de jos a hainei. Din el a ieșit o putere datorită credinței ei. Hristos a simțit și a spus, cine s-a atins de mine? Ucenicii aproape ironici au spus, dar pe cu, tu,
toată lumea se atinge de tine, cum cine s-a atins? Și el spune, nu, 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 nu e vorba de o atingere fizică aici. Femeia se simte dată de gol, știe că n-avea voie să facă lucrul acesta și speriată, pentru că așa ar fi trebuit să fie dacă se întâlneau cu alți conducători, speriată. A spus, și Domnul i-a spus, fii liniștită. Întotdeauna Hristos a fost accesibil, pentru că El nu s-a folosit de autoritatea Lui, El s-a folosit de statutul Lui. El a venit să fie mântuitor, El a venit să slujească. Exact cum scrie aici în Scriptură, Fiul omului nu a venit să îi se slujească, ci El a venit să slujească. De fapt, Fiul omului era Dumnezeu întrupat. El a venit în rol de mântuitor, dar era Dumnezeu. În mod deplin era om și în mod deplin era Dumnezeu. Și Scriptura menționează că a venit cu o misiune concretă, pur și simplu hotărât să slujească. Și a slujit fără selectivitate. Cine a avut nevoie a fost acolo. Prost, deștept, iertați în comparația. Bogat, sărac, mic, mare, primar, măturător, n-a avut nicio importanță. Toți erau oameni. El a venit să slujească. El a intrat în rolul de a sluji și a făcut lucrul acesta cu o deplină dedicare. Noi suntem urmașii Lui. Suntem ispitiți să slujim în alte feluri, dar El încearcă să ne spună să rămânem la modelul Lui. Și dacă reușim să facem asta, va fi bine de noi. Atunci când vorbim despre oamenii chemați să slujească, pe care noi îi numim lideri sau oameni ordinați, păstori, prezbiteri, diaconi, lideri de departamente, dirijori, asistenți, tot o terminologie în genul acesta, atunci trebuie să ne întrebăm ce fel de oameni trebuie să fie oamenii aceștia. Pe oamenii aceștia, ce îi califică să fie cum sunt? Îi califică chemarea lui Dumnezeu? Îi califică caracterul? Îi califică abilitățile? Îi califică toate aceste lucruri? Dacă ne uităm în Scriptură, abundă exemplele și principiile. Am putea să mai cel puțin 3-4 ore, dacă nu mai mult, să vorbim pe scurt despre lucrurile astea. Aș începe folosind exemplul lui Iov, să vorbim puțin despre mărturia personală sau despre mărturia spirituală în viața personală. Scriptura vorbește despre el folosind câteva adjective. Fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău. El stătea la poarta cetății unde stăteau oamenii care conduceau cetatea. Oamenii aveau un respect pentru el foarte mare, se bucura de o foarte mare încredere și oamenii îl admirau. Era foarte bogat, era un om sfânt. A trecut printr-o suferință, poate ca puțini oameni în lume. Însă mărturia spirituală din viața lui l-a calificat să se bucure de respectul de care se bucura. Sunt multe persoane care se califică în biserică prin manifestarea unui dar. De pildă, cineva are o voce bună. Eu nu am. N-am o voce bună deloc. Am voce, dar nu-i bună. Adică nu-i bună de cântat, mă refer. Când m-am pocăit și am început împreună cu un grup de oameni la Giurgiu Biserica, dacă vă vine să credeți sau nu, am condus cântările în comun vreo 10 ani. Mă cutremur acum când mă gândesc la treaba asta. Oamenii ori au fost îngăduitori și nu mi-au zis nimic, mi-au dat impresia că când bine, ori pur și simplu au fost la fel de afoni ca mine și n-au avut niciun habar, dar oricum țin minte că cântam duet cu Carmen, soția mea, ea cântă foarte frumos și cântam cu ea și n-am înțeles niciodată de ce îmi spune să cânt mai încet. Tot timpul îmi spunea când se termina cântarea, te rog frumos data viitoare să cânti mai încet. Și mă întrebam, mă, dar de ce să cânt mai încet? În sfârșit, acum știu de ce mi-a zis să cânt mai încet și apreciez finețea cu care îmi spunea. Important este că dacă cineva are voce, pur și simplu se califică să cânte, să slujească în biserică și poate să ocupe o slujbă. Însă lucrul acesta este destul de greșit. Pentru că ceea ce trebuie să-l califice pe un om să facă o slujbă în biserică nu este abilitatea. În lume sunt oameni mai abili decât noi.
În zona muzicală a lumii sunt persoane extrem de dotate, dar nu se califică să cânte în adunare. Abilitățile nu sunt suficiente. Biserica nu este locul unde elementul primar este abilitatea. Sunt foarte multe biserici care au ajuns în probleme mari, sunt foarte multe biserici care s-au rupt și și-au stricat mărturia certându-se ca oamenii din lume, pentru simplu motiv că au cocoțat în slujirea din biserică oameni doar cu abilități. Se spune mai în glumă, mai în serios, că cine e doar bogat este vai de el. Nu-i suficient să ai bani, trebuie să ai și multe alte lucruri. La fel, talentele nu sunt suficiente ca să ne califice să avem o slujbă de conducere în biserică sau o slujbă în care conducem slujind în biserică, ca să rămân la terminologia din titlu. Apoi, Scriptura ne vorbește despre mărturia spirituală în viața de familie a lui Iov. Omul acesta mi-a câștigat absolut toată admirația prin felul în care se comporta. Vă aduceți-vă aminte că Scriptura spune despre ei că fiind 10 copii, dăteau petreceri mergând unii la alții. Și după ce el nu i-a oprit. Aici se vorbește despre echilibru și despre o mare înțelepciune, la care eu n-am luat o notă bună. Când copiii mei au fost mici și am slujit în adunare, i-am asuprit prea tare de dragul fraților și frații n-au meritat asta. Am creat un dezechilibru de care nu sunt bucuros. Mi-am asuprit prea mult copiii pentru cei care în biserică spuneau că copiii mei trebuie să fie adulți de mici. Că de așa trebuie să fie copiii de păstori. De parcă păstorii fac copiii direct mari, nu sunt mici. Și dacă i-a făcut un păstor înseamnă că sunt speciali, mai special decât dacă i-a făcut un strungar, un șofer, un temir ce. Și la vremea aia, din dragostea mea pentru reputația lui Dumnezeu și pentru onoarea slujbei mele, mi-am asuprit copiii și n-am făcut bine. Dar Dumnezeu știe că am făcut-o cu inimă curată și acum și ei înțeleg lucrul acesta, cred. Iov ne spune Scriptura că după ce terminau petrecerile, deși era un om extrem de ocupat, își sfințea copiii aducând o jertfă pentru fiecare și spunând, poate că ai mei copii l-au supărat pe Dumnezeu. Omul acesta manifesta o responsabilitate pentru mărturia familiei lui, pentru că familia noastră, mărturia familiei noastre ne califică sau ne descalifică. Nu ne descalifică pentru copiii care prin căsătorie au plecat din casa noastră, pentru că dacă s-au căsătorit au devenit adulți. Sunt biserici care își condamnă păstorul pentru că având un copil care e căsătorit și are familia lui, a căzut într-un păcat sau a făcut nu știu ce altceva. Și îi impută lui taică-so că de ce a păcătuit fiso, dar fiso nu mai e cu el în casă, nu mai e sub autoritatea lui, are familia lui. Atâta inconștiență este greu de înțeles. Eu sunt responsabil de copiii mei când sunt în casa mea sub autoritatea mea. Dar când copilul meu și-a făcut propria familie și stă într-o altă casă, are copiii lui, familia lui, nu mai trebuie să mi se impute mie greșelile lui. Pentru că ce-ar fi trebuit să fac eu ca să nu facă copilul treaba asta? Dar aici e o problemă de discernământ, e o problemă de echilibru, de înțelepciune duhovnicească, care nu se găsesc chiar pe toate drumurile. Încă ceva. Scriptura ne vorbește despre mărturia spirituală, nu doar în viața personală, nu doar în viața de familie, și ne vorbește despre mărturia spirituală în comunitate. Iov a avut o mărturie extraordinară în comunitate. Sunt folosite aici trei adjective care vorbesc despre mărturia lui în comunitate. Bunătate, dărnicie și dreptate. Cartea Iov este extraordinară și am vrut doar să spun câteva lucruri în legătură cu treaba asta. O să continui să spun câteva criterii de selecție pentru lideri. Vedeți, noi uneori avem nevoie să ordinăm oamenii și fiecare dintre noi încercăm să împingem în față florudenie, nepotismul ăsta bolnav din biserică. Eu nu mă gândesc la binele bisericii lui Dumnezeu, mă gândesc să-mi împing în față familia, prietenii. Asta e un fel e o atitudine destul de nepotrivită. Va veni vremea când oamenii vor fi răsplătiți pentru ce au făcut bine, dar pedepsiți pentru ce au făcut rău. Pentru că heirupurile acestea, dacă îmi permite să mă exprim așa, nu reflectă nici respect pentru Dumnezeu, nici manifestare de grijă față de împărăția lui Dumnezeu.
Noi nu trebuie să ne împingem membrii familiei în față pentru slujire, pentru că oamenii care ar trebui, care se califică să slujească pe Dumnezeu, se vede prin chemarea lor, se vede prin caracterul lor și se vede prin abilitățile lor. Aici n-ar trebui să conteze deloc al cui e băiatul ăsta sau fata asta. Dumnezeu îi ridică pe oameni, El face chemare. De aceea, în Roman, capitolul 12, versetul 7, Scriptura spune: cine este chemat să se țină de chemarea Lui. Cine este chemat să se țină de chemarea Lui. Dumnezeu adresează chemarea și ea trebuie să stea la baza slujirii noastre. De aceea chemarea are un rol esențial. Când Dumnezeu cheamă un om, înseamnă că l-a înzestrat pe omul acela. Dumnezeu nu cheamă absolut pe nimeni fără să-l înzestreze. Dumnezeu nu-i ca noi. Trimitem pe cineva să ne cumpere ceva fără să-i dăm și bani să cumpere. Apoi, în Galateni, capitolul 5, ceea ce numim noi roada Duhului, capitolul 5, versetele 22 și 23, se vorbește despre caracter. Adevărul este că noi nu accentuăm suficient de mult proeminența caracterului. Acolo este numit roada Duhului și caracterul spiritual se identifică cu roada Duhului. Pentru noi nu înseamnă foarte mult caracterul. Dovada este că vorbim despre daruri toată ziua, dar despre roadă din când în când. Asta nu e nici biblic și nu e nici drept. Dacă suntem penticostali, asta nu înseamnă că nu prețuim onoarea și noblețea caracterului. Că tocmai de aceea există și tot felul de maniere de manifestare a darului. Pentru că prin exagerarea noastră și prin discrepanța înseamnă, e prea mare diferență între fiul meu și fiica mea. Pentru că e băiatul meu, eu îmi iubesc copilul de gen masculin mai mult decât copilul de gen feminin. Că sunt mai importanți băieții decât fetele. Nu, domnule, nu sunt mai importanți. Copiii mei sunt toți importanți, indiferent de genul pe care l-au. Ei, tot la fel, caracterul, adică roada Duhului, trebuie prețuită în egală măsură cu darurile Duhului. Darurile Duhului sunt acțiuni, dar roada Duhului arată cine este omul care practică acțiunea. Caracterul este foarte important. Caracterul este de-a dreptul foarte important. Apoi este influența. Influență înseamnă conducere și conducere înseamnă influență. Conducerea nu înseamnă nimic mai mult decât influență. Nu poți să fii conducător și să nu ai influență. Când un conducător se ridică în picioare, el manifestă influență. Dar nu pentru că are pistol sau, eu știu, sabie, ci pentru că oamenii îi respectă chemarea, competența și rodul slujirii. Nu poți să fii conducător dacă n-ai influență, pentru că a conduce înseamnă a influența. De aceea nu trebuie să propunem oameni care nu mai au influență pentru că și-au stricat reputația și mărturia. Ei pot fi mântuiți, Dumnezeu îi iartă, dar ca să fii conducător trebuie să ai influență. Omul a cărui influență este contestată, nu mai poate fi conducător acolo. Ca fi conducător, asta înseamnă să influențezi. Dar dacă biserica nu mai acceptă influența mea, eu nu mai pot fi conducător, că-s degeaba. Nimeni nu mai respectă poziția mea, chemarea mea, slujirea mea. De aceea se vorbește de faptul că întotdeauna caracterul stă la baza slujirii. Cum stau eu pe podiumul ăsta acum, e pe un astfel de podium numit caracter se derulează slujirea mea. Dacă dumneavoastră ați auzit de mine că consum alcool sau țigări sau droguri sau nu mai știu ce prostii fac, dumneavoastră acum v-ați ridicat și ați plecat afară. Nu că nu predic bine, neapărat, ci pentru faptul că eu m-am descalificat să vă dau învățătură pentru că nu mă ridic la nivelul de caracter, de omenie, de pocăință la care trebuie să se ridice un învățător. Eu nu pot să-i învăț doar pe alții, în primul rând trebuie să mă învăț pe mine. Vă spuneam puțin mai de dimineață și nu vreau să o lungesc, vreau să fiu mai selectiv în seara aceasta, dar vreau totuși să apăs pe ideea aceasta. Un slujitor, în primul rând, este calificat prin proeminența caracterului lui, prin sfințenia lui, prin integritatea lui. Poți să cânți ca privighetoarea și poți să-l întrești pe Billy Graham în predică.
Este extraordinar că ai darurile astea. Dar dacă nu mai ai reputație, dragul meu, nu mai poți sluji, că oamenii nu te mai respectă. Oamenii văd că ai dar, dar el plutește ca avionul, pentru că suportul, caracterul s-a prăbușit. Nu ai caracter, nu ai reputație, nu ești vorbit de bine. Astea sunt esențiale. Frați, nu promovați oameni fără caracter, doar pentru că au abilități. În lume sunt muzicieni care întrec pe toți muzicienii din biserica noastră. Noi putem aduce aici. În lume sunt retoriticieni, oameni care oratori, omileticieni care întrec pe toți predicatorii din biserica noastră, care predică, vorbesc mai bine decât noi și cântă mai bine decât ai noștri cântăreți. Dar asta nu înseamnă că le dăm poziții în adunare. Nu promovați daruri, promovați oameni cu caracter și daruri. Dacă nu veți face asta, veți suporta consecințele. De asemenea, o atitudine pozitivă sau abilitatea de a lucra cu oamenii. Noi v-am tot spus o grămadă de lucruri despre zona de temperament, în sensul că temperamentul de gen coleric, sangvinic, flegmatic sau melancolic, primele două tipuri sunt extrovertite, sunt oameni care comunică bine, sunt oameni vorbăreți, sociabili, prietenoși, dar următorii doi sunt introvertiți, sunt închiși. Ei nu se simt bine când se dau jos de la amvon, dar aici pot face treabă bună. Dacă se dau jos de la amvon, dacă e pastor, el e pastor de oameni, nu este pastor de clădiri. El trebuie să stea de vorbă cu oamenii, trebuie să simte confortabil să vorbească cu oamenii, trebuie să se uite în ochii lor, să fie prietenos, omul să se simtă binevenit să vorbească cu el. De aceea se vorbește despre abilitatea de a lucra cu oamenii. Noi nu suntem strungari să lucrăm cu strunguri. Noi suntem oameni care lucrăm cu oamenii, oameni păcătoși din lume și oameni iertați de păcate din biserică. Unii se poartă necuvincios, vorbesc nepotrivit. E, pastorul trebuie să fie un om înțelept, să știe și la vale și la deal, vorba lui bunica. El trebuie să știe să aplaneze un conflict, dar în particular să-l ia și să-l aranjeze pe omul acela, că nu stricăm liniștea la o biserică pentru cineva care nu știe să vorbească sau să se poarte. Dar trebuie să le facă cu multă înțelepciune și să știe să vorbească, să aplaneze, să fie pozitiv. E, pastorul trebuie să aibă aceste capacități. Dar toate trebuie așezate pe caracter. Încă ceva, trebuie să existe haruri, harisme evidente. Pentru că sunt cel puțin patru categorii de lideri. Primul dintre ei este omul care nu pot fi niciodată lider. Asta nu înseamnă că dacă ar fi, nu ar fi în stare să facă o activitate. Dar în holistica ființei lui, el nu poate să fie lider. Pentru că ori este foarte coleric și abuzează, jignește oamenii, e iute la mânie, vorbește cu stăpânire, are o vorbă aspră, jignește, ori în partea cealaltă nimeni nu poate să-l abordeze că e foarte timid, se pierde. Sunt oameni care nu pot fi lideri. Dimpotrivă, sunt oameni care ar putea fi lideri sau oameni care trebuie neapărat să fie lideri. Atunci când alegem, să știți că alegem pe viață, când noi ordinăm un om, omul acesta până moare rămâne ordinat. De aceea ar trebui să ne gândim și la altceva decât al cui copilie, al cui bărbat e și din ce zona țării vine și câți bani are și ce mașină conduce. Dacă gândim în termenii ăștia, asta nu mai este biserică, este ce vreți dumneavoastră. Încă un lucru la care trebuie să ne gândim, care sunt performanțele care urmăresc, care se așează în CV-ul acestui om. Adică care-i trecutul lui? Ce a făcut până acum? Noi îi dăm o biserică pe mână, îi dăm un număr de oameni pe mână, dar cu ce se califică, în ce fel întărește el convingerea și încrederea noastră că face o treabă bună? Care sunt performanțele lui de până acum? Oriunde mergem în lumea asta, ni se cere să spunem cum ne calificăm pentru treaba asta. Și în biserică ar trebui să existe asta. Dacă suntem pocăiți, asta nu înseamnă că noi nu ne uităm unde a fost omul ăsta până acum, ce a făcut până acum. Noi nu primim un membru în biserică dacă el nu vine cu o recomandare din partea bisericii de unde vine. Să se scrie acolo
de când e membru, dacă a creat probleme, dacă a cântat în cor sau în altă formație, pentru că noi nu-l cunoaștem, dar dacă citim transferul acela, recomandarea aceea, ne putem face o impresie generală că avem, ne asumăm că pastorul de acolo este om care se teme de Domnul și a scris ce trebuie. Vedeți cât de importantă este integritatea? Pe unde mergem, ne împiedicăm de ea. Încă ceva, trebuie să fie un om de încredere. Unul dintre lucrurile care pur și simplu mă deranjează la maxim este că primesc o grămadă de mesaje și eu ca și alții, că oameni de peste tot vor să facă mărturisiri la mine. Și spun, domnule, dar du-te și la păstorul tău și fă mărturisire. Nu mă suna pe mine sau nu scrie mie un e-mail. Ce să faci mărturisire la mine când mi-a dat trăiești departe de mine la 5.000 de kilometri? Păi nu mă duc la păstorul meu, pentru că am auzit că au mai fost câțiva și după aceea a aflat toată biserica. Și mi-e greu să cred că e adevărat, dar nici nu-l pot contrazice pe omul ăsta că n-am niciun argument. Observați cât de importantă este încrederea. E suficient ca păstorul odată să spună despre cineva că nimeni nu mai vine la el, că n-are încredere în el. E ușor să-ți pierzi încrederea și este imposibil să o mai redobândești. Nu doar în biserică, și în familie. Și în familie. Minte odată pe cineva și o să vezi că la înveac nu mai are încredere să-și pună onoarea sau secretele în mâna ta. Când alegem un slujitor, ascultați-mă un pic, ar trebui să ținem cont de treaba asta, că vrem biserici bune, vrem har, dar gândiți-vă că o biserică bună și harul nu este întâmplător, nu se cumpără de la prăvălie ca apa. Când Dumnezeu vorbește despre oamenii pe care i-a chemat, vorbește despre lucrurile astea și vorbește despre autodisciplină. Oamenii care slujesc, care dau învățătură, care au autoritate ca să slujească, conducând, oamenii ăștia trebuie să se autodisciplineze. Ce mă califică pe mine să fiu aici? Că-s bun de gură? Este important să am o vorbire fluentă, lămurită, concretă, articulată, dar doar cu asta mă calific? Omul lui Dumnezeu trebuie să fie un om autodisciplinat, adică singur să se disciplineze. Dacă nu, ce o să învețe pe noi și ce o să învețe pe copiii noștri? Cineva care nu e integru, nu poate să stea aici indiferent cum îl cheamă și indiferent cine este. Mai bine punem pe cineva care predică mai slab și cântă mai slab, dar are caracter și trăiește în sfințenie. Și e un exemplu care câștigă admirația și încrederea bisericii. Copiii noștri vor mai rămâne aici. Dacă văd că sala asta este plină de oameni serioși, atunci când se vor face mari, nu se vor identifica cu cineva care se ceartă toată ziua și umblă cu, uite, alba nu e neagră. Aleg să fiu sincer cu dumneavoastră, să vă vorbesc simplu și direct, știind că timpul dumneavoastră e prețios și al meu la fel. Nu fac asta, să știți că nu vorbesc ironic sau cu superioritate, pentru că nu mă calific cu nimic să vorbesc așa. Dar vreau să transmit un mesaj și vreau să fiu sigur că vorbesc într-un fel în care este cel mai accesibil posibil pentru fiecare. Încă ceva, arta de a comunica eficient, ăsta este un dar. Arta de a comunica eficient este un dar pe care unii oameni îl au, alții nu îl au. Și pe asta nu poți să faci meditație pentru a comunica eficient. Te naști a vorbi așa sau nu? După cum te naști cu o voce și o ureche muzicală bună, spuneam mai devreme lucruri pe care nu le am. De aceea, întotdeauna trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri. Atunci când noi facem un diacon, ăla va ajunge la amvon. Facem un prezbiter, va ajunge la amvon. Să nu mai vorbesc dacă e un pastor că va ajunge la amvon. Vin aici 2, 3, 4, 5 oameni din lume și îl ascultă. Înțeleg ceva? Gândiți-vă la toate lucrurile astea. Biserica lui Dumnezeu, nu vi se pare că este o piață care nu mai este căutată? De ce oamenii din generația noastră nu mai se simt atrași de biserică? Mai are biserica ceva de oferit? Dacă da, cum oamenii neglijează oferta bisericii? Dumneavoastră, la ce restaurant vă duceți să mâncați? La unul despre care toți oamenii laudă? Sau la unul despre care toți oamenii spun, bă, odată carnea a fost stricată, odată ospătarul era murdar? Păi te duci să mai mănânci acolo? Nu, de ce? Pentru că reputația e slabă. Oricum dai bani când te duci să mănânci, dar te duci să mănânci într-un loc unde
Te bați pe burtă când ieși de acolo, că ești sătul și ai o impresie foarte bună, ai fost tratat bine. Ospătarul ți-a zâmbit, a fost cu ochii pe dumneata să vadă dacă mai trebuie apă sau altceva, că dacă aștepți o jumătate de oră să-ți aducă apă, să o bea el, că te duci data viitoare în altă parte. Care sunt caracteristicile liderului? Ce anume îi caracterizează pe oamenii care sunt chemați să slujească conducând sau să conducă slujind? Păi în primul rând îi caracterizează spiritualitatea. Ce este spiritualitate? Dumneavoastră știți cum se numesc șoferii de tractor. Șoferii de tractor se numesc tractoriști. De ce? De la tractor. Ei, tot la fel, spiritualitate vine de la spirit. Spiritul sau Duhul este absolut același lucru. Să nu credeți că e păcat dacă spuneți spirit. Noi românii nu folosim asta pentru că este cuvânt care vine din zona latină, iar Duh vine din zona slavonă și noi am fost vecini cu rușii, de aceea în terminologia noastră e Duh duhovnicesc, nu spirit. Dacă spunem spirit, frații se sperie. Dar sunt absolut sinonime, înseamnă același lucru. Numai că sunt două zone de influență creștină din 1580. Sau în sfârșit, să mă opresc că nu mi-aduc bine aminte de ani și să nu spun prostii. La Constantinopol ortodoxii și la Roma catolicii. De aici s-a plecat cu Iacob, de aici s-a plecat cu Duh din Est și Spirit din Vest și așa mai departe. În concluzie, omul lui Dumnezeu trebuie să fie un om spiritual, un om duhovnicesc. Și spiritual vine de la spirit și duhovnicesc vine de la Duh. De-aia am spus mai devreme tractor și tractorist. Un om al lui Dumnezeu este duhovnicesc atunci când va trăi manifestând duhovnicia lui. Iacov întreba, arată-mi credința ta fără fapte și eu o să-ți arăt credința mea din faptele mele. Toți în interior suntem sfinți, dar dacă suntem în interior sfinți, vom fi și în afară. Faptele noastre care vin din inimă vor fi cum e inima. Adică sfinte sau nesfinte. Spiritualitatea este absolut indispensabilă. Spiritual înseamnă condus de spirit, de Spiritul Sfânt. Duhovnicesc înseamnă același lucru, dar terminologia e diferită, condus de Duhul Sfânt. Când un om e duhovnicesc, va fi un om blând, va fi un om milos, va fi un om plin de dragoste, va avea pace. Mai ales în biserică, pacea este indispensabilă, pentru că dacă cineva mă provoacă, eu trebuie să mă comport fără să răspund provocării, că ne certăm. Și aici oamenii nu se ceartă niciodată. Tatăl cu Fiul nu s-a certat niciodată până acum și nici cu Duhul Sfânt. Dacă noi ne certăm, înseamnă că nu avem nicio legătură cu ei. Ambiția asta de a ne certa în biserică este o rușine teribilă. De asemenea, nu numai spiritualitatea, dar integritatea este promovată. Integritate, moralitate, etică, se referă la același lucru. Spiritualitatea ne pune în raport cu Dumnezeu. Integritatea ne pune în raport unul cu altul. Dacă vă mai aduceți aminte de Tit 2 cu 10 și 11, Tit spunea despre cum trebuie, ce face Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem și să trăim în veacul de acum cu dreptate, cumpătare și evlavie. Dreptatea e raportul meu cu dumneavoastră. Cumpătarea e raportul meu cu mine. Iar evlavia e raportul meu cu Dumnezeu. Eu nu trebuie să fiu evlavios cu dumneavoastră, eu trebuie să fiu drept cu dumneavoastră. Eu nu trebuie să fiu drept în raport cu mine, ci eu trebuie să fiu echilibrat în raport cu mine, cumpătat. Nu cu dumneavoastră trebuie să fiu cumpătat, cu mine trebuie să fiu cumpătat. Iar cu Dumnezeu nu trebuie să fiu cumpătat, trebuie să fiu evlavios. Observați cum Pavel surprinde în epistola pe care o dedică lui Tit ingredientele acestea care fac obiectul raportării la cele trei zone din existența noastră. Cu sus, Dumnezeu, cu orizontal, cu oamenii și cu mine însumi. Apoi este abilitatea de care vorbeam mai devreme și poate că v-am dat impresia că abilitatea nu e importantă. E atât de importantă încât nu vom pune pe cineva să cânte care nu știe să cânte. Am mai auzit în biserică, lasă că Domnul primește oricum, poți să cânți, că nu, Domnul primește. Să nu mai faceți păcatul ăsta, că Domnul nu primește. Eu vă arăt cu Biblia că nu primește, arătați-mi și dumneavoastră cu Biblia că primește. Oameni buni,
Să nu puneți pe cineva să facă slujbă dacă nu știe să o facă. Pentru că coboară standardele și prezintă biserica lui Dumnezeu ca așa, un fel de gașcă. Domnul spune în tot Vechiul Testament următorul lucru, când aduceți o jertfă, să fie fără cusur. Numai să știți ce înseamnă cusur, nu? Să fie fără cusur. Să nu aibă pată, să nu fie șchioapă, să fie fără cusur. Unde ați citit dumneavoastră în Scriptură că îi se aduc lui Dumnezeu jumătăți de măsură? Am sori, fraților, dar numai poate în Coran scrie așa ceva. Dumnezeul nostru merită excelență, nu jumătăți de măsură. Eu pot să cânt la mine în mașină și Domnul primește, da. Eu pot să cânt la mine acasă și Domnul primește, da. Domnul primește și dacă... Domnul primește. Dar nu în adunare. Locul ăsta e un loc unde biserica lui Dumnezeu se închină și unde creează mărturie. Aici vin tot felul de oameni. Nu putem face biserica lui Dumnezeu de rușine pentru că Domnul primește. Primește între noi și El. Dar în public, cine are, nu cine are o slujbă, că s-ar putea să o aibă pe alte criterii, cine este chemat la o slujbă, așa spune Pavel în Romani. Cine este chemat la o slujbă? Sunt eu chemat să cânt? Păi numai să încep un pic să cânt și dumneavoastră toți veți constata că nu sunt chemat. Și dacă nu sunt chemat, ar trebui să-mi vădă treabă. E ca și cum m-ați spune să fac mâncare. Cum, oameni buni, să fac eu mâncare? Dar eu în ultimii 20 de ani n-am fiert un ou. N-am făcut un ceai. Și nu, vorbesc foarte serios. Imaginați-vă cum are și eu o mâncare. Disponibilitatea este încă un lucru. Numai un pastor, numai primul pastor din biserică poate să spună cât de important este disponibilitatea la un diacon, la un presbitor sau la un alt coleg pastor. Jumne, nu poți să fii ordinat și n-ai timp, n-ai astăzi, n-ai mâine, n-ai poimâine, dar atunci te întreb, de ce ai acceptat să fii ordinat? Pentru ce? Așa, pentru ce? Când ești ordinat, ești dedicat pentru slujbă. E treaba dumitale să-ți faci timp. Atunci de ce ai acceptat să fii ordinat? De ce ai acceptat să fii administrator, secretar, casier, membru în comitet sau altceva? De ce n-ai fost cinstit să spui de la început, oameni buni, apreciez foarte mult și mă onorează chemarea și aș face-o cu dragoste. N-am timp, am o familie mai grea, muncesc mult, am nevoie de bani și nu vreau să ocup un loc pe care nu-l pot onora. Mulțumesc, dar nu pot. Nu vreau să râd de lucrarea lui Dumnezeu. Frați dragi, dacă nu vă puteți face chemarea, refuzați poziția. E caragios să ocupați o poziție pentru care nu aveți timp. Ascultați-mă, un om responsabil, un om care se teme de Dumnezeu cerului și al pământului, nu-și poate permite să facă treaba asta. Eu nu am fost chemat pentru deșteptăciunea mea. Eu am fost chemat să slujesc ca o slugă în fața stăpânului meu. Și eu trebuie să-mi fac timp. Iar dacă nu pot, o să mă dau la o parte și o să dau microfonul altuia care poate. E onorabil, este demn, este cinstit să procedăm așa. Fidelitatea este încă un lucru important. Liderul trebuie să fie un om fidel. Orice soție din lumea asta știe cea mai frumoasă definiție a fidelității. Soțiile știu definiția fidelității mai bine decât noi. Fără fidelitate nu există familie, fără fidelitate nu există slujire, nu există biserică. Fidelitatea este indispensabilă. Fidelitatea face apel la onoare, la demnitate, la caracter, la integritate. Lipsa fidelității te descalifică instantaneu. Nu mai permiteți celor care slujesc să fie infideli, pentru că dezonorează pe stăpânul acestei case. Hristos, când a venit, oamenii au spus despre El, n-am mai auzit pe nimeni vorbind așa. Îl urmau toți oamenii și spuneau, n-am mai auzit pe nimeni vorbind așa. El a venit și a adus iertarea, nimeni n-a iertat ca El. El a venit și a adus iubirea, nimeni n-a mai iubit ca El. Și în același timp nimeni nu i-a putut imputa nimic, pentru că a trăit demn, integru și fidel. Compromisurile pe care le acceptați
dovedește că nu vă imaginați cât de sfânt este Dumnezeu. Nu vreau să vorbesc de virtuțile acestea ridicându-le deasupra umanității. Dar dacă este Biserica lui Dumnezeu, sfințenia este elementul de comparație, pentru că este podoaba casei lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc despre cumpătare, dar o să spun două vorbe despre unitate. Conducătorul spiritual trebuie să manifeste un duh de unitate. Dacă până acum ați vorbit împotriva păstorului, să știți că Dumnezeu pedepsește pe oamenii care vorbesc împotriva slujitorilor săi. Vă dau un exemplu banal. Ana, soția lui Elcana. Elcana trăia în poligamie, așa cum s-a întâmplat în zona și în timpul ăla, și avea două neveste, pe Penina și pe Ana. Penina avea copii, Ana era sterilă, nu făcea copii. Penina o înțepa, adică o ironiza și râdea de ea. Și femeia asta se duce la templu. La templu preot era Eli, un om care s-a descalificat să fie preot datorită faptului că n-a știut să-și disciplineze copiii când în batjocoră foloseau jertfele de la altar. Și fata, femeia asta s-a dus și a început să se roage. El a abordat-o într-o manieră lipsită de respect. A crezut că e beat. Bă, tu ești preot, mă omule, nu te poți juca cu onoarea oamenilor. Și femeia asta îi spune: Domnul meu. El nu merita cuvintele alea. Nici după cum și-a gestionat calitatea de tată, nici după cum și-a gestionat calitatea de preot. Dar această femeie i-a tratat poziția pe care o ocupa. Pentru că în poziție era implicat Dumnezeu. Nu era treaba ei să-l judece pe el, îl judecă stăpânul. Treaba ei a fost să onoreze poziția pe care o ocupa. Și i-a spus: nu, domnul meu, eu nu sunt beat. Nu i-a spus: bă, nu ți-ar fi rușine, om bătrân ce ești, tu ești popă, mă. Păi tu ești, nu vezi bine, eu sunt beată. Dar ea nu și-a putut permite să vorbească așa, pentru că ea era o femeie evlavioasă. Oamenii evlavioși nu se coboară la nivelul nimănui, că se coboară alții, problema lor. Pe un om de caracter nu-l poate nimeni provoca să iasă din statutul lui de om cu caracter. De aceea este fundamental să înțelegem că unitatea este indispensabilă. Noi trebuie să luptăm pentru lucrul acesta. Aș vrea să spun câteva lucruri despre abilitatea liderului și apoi o să vorbesc puțin despre grupul de slujire, să nu spun echipă că sună sport, dar totuși o să folosesc echipă că e mai contemporan, e mai pe limbajul nostru. Atunci când vorbesc despre abilități, vreau să dau exemplu de câteva categorii de lideri ca să vă faceți o impresie despre voia lui Dumnezeu în leadership, în conducere, dar și să vă faceți, să vă faceți o părere despre ieșirile în decor care pot exista în zona de conducere prin slujire. Există un lider care este liderul poziției. Și liderul poziției nu se califică prin nimic altceva decât prin faptul că a fost propus să fie acolo. El spune așa: domne, eu am poziția asta. Da, uite că ar mai trebuia și un pic de caracter, un pic de abilitate și mai trebuie și... Nu, domne, eu am poziția asta. De singurul lucru care îl califică pe el este numirea. Deci eu sunt numit să devin, sper că nu sună amenințător pentru fratele păstor care mi-a devenit prieten, am fost numit să fiu păstor aici. Dar dincolo de numire, eu nu m-am ridicat la nivelul chemării. Eu nu am câștigat încrederea dumneavoastră. Singurul lucru care mă califică e numirea. Nu poți fi lider doar pe baza unei numiri. E adevărat. Frații respectă numirea. Dacă un mai mare de la cult, de la organizație, vine și spune: fratele este ordinat, noi îl recomandăm, îl punem aici, îl împuternicim, biserica ține cont de această numire. Dar după ce pleacă fratele, mai marele, și rămâne mai micul și începe să slujească, dintr-o dată ne dăm seama că biserica o să se ducă în altă direcție.
Și singurul lui argument că a fost numit. E adevărat, numirea e bună, dar ridică-te la nivelul ei. Dovedește numirea. Nu-i suficientă numirea, ea este absolut indispensabilă. Că altfel l-am năvălit în sală aici și ne-am cocoțat pe microfon. Numirea este absolut indispensabilă, dar nu-i suficientă. E necesară, dar nu suficientă. Apoi, poate fi liderul producției, al rezultatului. Liderul producției. Să știți că pentru a produce rezultate, poți fi și neduhovnicesc. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu. Poți să produci rezultate, cel puțin pentru o vreme, fără să fii duhovnicesc. De aceea, nu un singur lucru trebuie să califice pe un om al lui Dumnezeu. Sau liderul harismatic. Liderul harismatic înseamnă manifestarea unei harisme. Dumneavoastră știți că predicatorii sunt de două feluri, cel puțin de două feluri din punct de vedere al ideii pe care am pus-o pe masă. Sunt predicatorii gen învățător, care vorbesc mai liniștit, sunt mai echilibrați, ei nu te cuceresc prin harismă, dar te cuceresc prin conținut. Transmit niște idei puternice, dau o învățătură deslușită, lămurită și când pleci, pleci cu vreo 10 idei faine, în memorie sau scrise pe hârtie. Ăsta este omul care se adresează mai mult bisericii și dă învățătură. Este predicatorul învățător. A doua categorie de predicatori e predicatorul evanghelist. Ăsta nu dă învățătură, el nu transmite niște idei foarte puternice și clare, dar el transmite emoție. Fraților! Și folosește întâmplări, folosește vocea mai sus și manifestă foarte mult suflet, mult patos. Nu rămâi cu mare lucru la sfârșit, dar în timpul în care el vorbește, Duhul Sfânt te cercetează. Este nevoie și de astfel de oameni, pentru că el e predicatorul evanghelist. Însă aici ajunsesem la liderul harismatic. Există lideri harismatici, să știți că oamenii au crezut în trecut că lumea e condusă de oameni cu coeficiență de inteligență ridicat. Dar lumea nu este condusă de oameni cu coeficient de inteligență ridicat. Și lumea este condusă de oameni cu coeficient emoțional ridicat. Uitați-vă și dumneavoastră în lume și o să constatați că harismaticii conduc lumea, nu inteligenții. Inteligenții sunt plătiți să slujească harismaticilor. Și acum când spun harismatici, eu nu mă refer la zona religioasă, eu mă refer la zona politică. Zona politică. Uitați-vă la Hitler. A fost un mare harismatic. Toate discursurile lui erau fulminante. O Germanie întreagă l-a urmat. Deși ceea ce spunea era îngrozitor, dar spunea frumos. Spunea lucruri urât, spunea lucruri grave, dar într-o manieră foarte atrăgătoare. Oamenii harismatici conduc lumea. Nu o să mai vorbesc de viziune, pentru că este puțin cam târziu și vreau să mă apropii de ultimul gând. Însă o să spun câte ceva despre echipa liderului, așa cum vă aminteam mai devreme, în speranța că și cu ideea aceasta o să pun în fața dumneavoastră câteva principii care mă gândesc că sunt de folos. Echipa liderului este un subiect pe care ar trebui să-l abordăm cu mai multă responsabilitate. Ce înseamnă echipa liderului? Noi avem un om căruia îi încredințăm responsabilitatea bisericii, a corului, imaginați-vă că sunt mai multe formații, să creăm un scenariu, cor, fanfară și așa mai, școală duminicală, departament de tineri, tot felul de lucruri de genul ăsta și punem un om acolo, noi numim lider, în generația noastră se folosește cuvântul, putem să-i spunem căpetenie, o să zicem fratele căpetenie de la școala duminicală, sună caragios, bunica a murit, există o primenire a limbajului, nu mai folosim cuvinte așișderea. Asemenea, așișderea nu mai se folosește azi. Dacă spun așișderea, jumătate din adunare nu înțelege nimic. E bine, dar el are pe lângă el un grup de oameni, liderul de la școala duminicală mai are 5, 6, 10 învățători în funcție de numărul de copii. Oamenii, fratele păstor, are pe lângă dumnealui oamenii ordinați și are comitetul. Și tot la fel este în orice privință. Biserica e mare, nevoile sunt multe, de aceea este nevoie de un grup mai mare.
Și nu numai de asta, dar un singur om nu poate atinge măreția. Cel mai inteligent om de pe fața pământului nu poate să facă treabă singur. În Sfânta Treime sunt trei persoane. Iar aceasta este exemplul de echipă. Însă când spunem Sfânta Treime, nu spunem Duhul Sfânt, Fiul și Tatăl. Nici Fiul, Duhul Sfânt și Tatăl. Și spunem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și întotdeauna spunem așa. Pentru că Tatăl e mai mare între egali. Ei bine, tot la fel, când vorbim despre echipa liderului, spunem faptul că orice grup de oameni întotdeauna are un lider. Să ne înțelegem bine. Dacă doi merg pe un cal, unul stă în față și unul în spate. Numai așa, mai în glumă, mai în serios, oltenii de la Craiova s-au hotărât să facă all-seat. Mai știți mașina all-seat? În sfârșit. Dar au vrut să-l facă cu patru locuri așa în față, ca să nu mai fie nimeni în spate la clasa a doua, că te umilește dacă te pune la clasa a doua. Și și-au dat seama că nu poate să-l facă, că n-avea loc pe șosea. Și atunci au pus și ei doi cu doi, așa ca toată lumea. Dar marea problemă este că ăsta se simte inferior. Avem o problemă, domne, să stăm toți în față. Nu știu ce se întâmplă acolo în față, dar avem o problemă să stăm în față. Ei bine, când vorbim despre orice comunitate, orice grup de oameni, că e biserică sau e ceva profan, că e ceva profesional sau academic, întotdeauna există un grup de oameni care gândesc, chiar dacă au un purtător de cuvânt, pe cineva care este liderul sau reprezentantul acelui grup de oameni. E bine, aici vom discuta despre câteva lucruri. Atunci când lucrăm într-o echipă, încrederea trebuie să se câștige. Încrederea nu se delegă, se delegă poziția. Revin puțin la ce spuneam mai devreme cu pastorul sau, mă rog, conducătorul unei activități din biserică. Numire. Eu sunt numit să mă ocup de cor. Ei bine, eu trebuie să vă câștig încrederea după ce am fost numit. Dacă nu reușesc să vă câștig încrederea, dumneavoastră nu mai dați doi bani pe numirea mea, ba chiar o ironizați. În echipă trebuie să existe câștigarea încrederii, dar asta se face prin felul în care trăiesc, prin felul în care am familie și prin felul în care slujesc. Încrederea se câștigă. Încrederea nu doar se delegă. Dacă încrederea e doar delegată, acolo ceva nu-i bine. Apoi, relația se întreține. Relația nu trebuie făcută doar. Relația trebuie făcută și întreținută. De aceea, noi toți trebuie să ne simțim responsabili să întreținem relația. Iar dacă cumva ea s-a fracturat datorită unei supărări, unei nemulțumiri, nu e nicio problemă. Mergem și spune, iartă-mă că n-am fost atent, suficient de atent, te rog să mă ierți. Nu e mare lucru să faci asta de dragul relației. Biserica nu poate avea unitate dacă e fracturată, dacă sunt partide. Biserica trebuie să fie în unitate că ea are un singur domn, are un singur stăpân. De asemenea, tăria este dată de cel mai tare component, nu? Ce am observat eu? Am observat că noi aducem un păstor bun, un predicator bun, un dirijor bun și credem că el salvează, ați jucat ultimul salvează turma? Nu mai știu cum se numea asta în copilărie. Așa se numea. Ei, aducem pe cineva bun într-un domeniu, ceilalți nu se ridică la nivelul lui, dar el e cel mai bun și noi credem că el, pentru că este cel mai bun, o să-i tragă pe toți după el. Credeți-mă că nu funcționează. Și eu vă dau un exemplu banal. Imaginați-vă că am în portbagaj un lanț de vreo 5 metri. Îl am acolo ca să mai mă remorcheze cineva, că mașina mea se mai strică cam toată ziua, că e cam vechiuță. Am de gând să o schimb, dar nu prea am bani. Și atunci am acolo un lanț. Dacă se oprește undeva, un pic, dă-mă și pe mine pe margine. Lanțul ăsta însă are o singură problemă. Toate zalele sunt din metal, una doar dintre ele, cam pe la jumate, e din plastic. Și, ca de obicei, mașina mea, gata, s-a oprit. Și trece pe lângă mine cineva, omul bunăvoitor, se dă cu spatele, eu agăț și ăla pleacă. Și lanțul se încordează. Toate zalele din metal, aia din plastic, pop, și s-a rupt lanțul. Cine s-a rupt? Lanțul? Lanțul, așa spunem, s-a rupt lanțul. Cât de tare e lanțul? Lanțul e tare cât cea mai slabă verigă, nu cât cea mai tare verigă.
Comitetul este la nivelul celui mai slab membru al comitetului, nu la nivelul celui mai tare membru al comitetului. Da. Tăria unei familii, să zicem că are un soț bun și o soție mai slabă sau o soție bună și un soț mai slab. Și vom spune, lasă că e la nivelul celui mai tare. Nu, nu, nu. Nivelul familiei e la nivelul celui mai slab. Că la slab face suficiente probleme ca să coboare familia la nivelul lui. Nu la echipele tari și rezervele sunt tari. Da. Să nu acceptați unul slab, că totul va coborî la nivelul lui, că plasticul se rupe primul. Luați un lanț fără verigi din plastic. Sună puțin arogant ce spun. Departe de mine să fiu arogant, vreau doar să vă transmit un mesaj. Iar dacă dumneavoastră credeți că nu-i corect pe mine să mă iertați și ce am spus, să puneți aici în coșul de gunoi. Autoritatea este egală cu responsabilitatea. Dar și responsabilitatea cu autoritatea. Vedeți, nouă ne place să fim, să avem autoritate. Și atunci, dacă suntem ordinați, avem o anumită măsură de autoritate. Dacă suntem numiți în comitet, avem o anumită măsură de autoritate. Dar când mie mi se dă autoritate, eu nu mă simt acum responsabil să muncesc la nivelul de autoritate care mi-a fost încredințat. Autoritatea e mare, responsabilitatea e zero. Nu-l interesează de nimic. Ca un simplu membru vine la biserică și nu face nimic. Plouă, ninge, n-are nicio responsabilitate. Oameni dragi, când îi dăm autoritate unui om, trebuie să-i facem o fișă apostolului. Este absolut obligatoriu. Păi mi-asum că el știe. Auzi, și eu știu. Dacă el știe, și eu știu. Înainte să îi dăm autoritate, îl chemăm și îi spunem, am văzut că te-ai pricepe, am văzut că ai o familie bună, am văzut că ești un om cinstit de caracter, iubești pe Domnul. Ai vrea să faci lucrul ăsta? Avem nevoie. Dacă el spune da, aproape am finalizat, dar încă nu. Punem mâna pe o hârtie și spunem, uite, vrem să facem o hârtie cu dumneata ca să știi, noi știm că știi ce ai de făcut, dar hârtia nu zboară ca vorba. Și scriem, numită fișa apostolului. 1. Matale trebuie să fie exemplu pentru o adunare. 2. Trebuie să fii disponibil cât se poate de mult. Să nu vii târziu la adunare, măcar cu 15 minute înainte. Să nu pleci înainte de amin, măcar 15 minute după. Să încerci ca familia Matale să aibă o reputație bună. De asemenea, ori de câte ori e nevoie de ceva, Matale trebuie să fii primul, că ești un exemplu. Semnează jos. Omul când semnează, el își asumă o responsabilitate, dar când crezi că el și-a asumat în minte și nu-i nevoie de semnătură, înseamnă că nici Matale nu ești prea... Ascultați-mă, frații mei dragi, totul trebuie scris și înainte să punem pe cineva să facă ceva, mai întâi să-i spunem care îi este responsabilitatea. Unde îi se termină responsabilitatea? Aici îi spui să nu treci în partea aia, că aici e fratele Iordănescu aici. Să nu treci aici, că e gardul... Vorbește despre o limită, nu poți să treci dincolo. Vorbește despre o proprietate și nici dincolo să nu treci. Autoritatea Matale e doar aici, în cubul ăsta. Aici ai autoritate, aici își manifesti responsabilitatea. Când vorbim de o echipă, într-o echipă nu poate fi un membru de rezervă. Toți oamenii care au autoritate să intre în comitet, absolut toți trebuie să-și asume o responsabilitate în comitetul acela. Pentru că a fi membru în comitet îi conferă o anumită măsură de onoare. Toți frații se vor raporta la el ca la un om din comitet și îi vor acorda credit, încredere și respect. Ei bine, dacă el nu-și asumă responsabilitate, de ce i-am dat lucrurile astea? Care ne este scopul? Dacă nu avem niciun scop, înseamnă că e complicat. Mă apropii de încheiere pentru că am avut o zi lungă și nu vreau să ajunge să nu mai mă puteți suferi. Membrii unei echipe sunt egali în importanță. Membrii unei echipe sunt egali în importanță. În autoritate nu sunt egali. Eu nu sunt egal cu fratele păstor de aici. Eu sunt păstor, dar sunt păstor de unde vin eu.
Aici și aici sunt păstor, dar dânsul e păstorul pe poziție în biserica aceasta, de aceea eu trebuie să-l las să meargă în fața mea și o să-l urmez. Prin faptul că îl las să treacă în fața mea, ba chiar îl rog să treacă în fața mea, demonstrez că este primul. Eu nu pot permite să merg în fața acestui om, numai dacă demonstrez ori de aici, ori de aici, undeva nu-i bine. El este primul om. Așa a îngăduit Dumnezeu și biserica. Însă când vorbim de valoare ca oameni, toți suntem la fel. Dânsul nu e mai important ca mine, ca om, este mai important ca slujire, ca nivel de slujire. Și eu trebuie să recunosc asta și cui datorați cinstea, îi dăm cinstea. Cui datorăm cinstea, îi dăm cinstea. Membrii sunt egali în importanță. Încă un lucru, fiecare membru trebuie să dea socoteală. Într-o echipă absolut oricine dă socoteală. De la păstor până la cenzor. Nu pot să spun, dar cine ești matale să mă întrebi de ce vin târziu? Păi eu sunt păstorul tău, nu-i destul. Vrei să-mi cumpăr pistol? În biserica asta, directorul se numește păstor. În biserica asta, managerul se numește păstor. În biserica asta, bossul sau șeful se numește păstor. Noi nu spunem domnul director, domnul șef, domnul manager, domnul boss. Nu spune că noi suntem în Biserica lui Hristos. Și omul care are autoritate mai mare se numește păstor. Dar cum să-l întreb pe omul ăla că cine ești dumneata să mă întrebe? Asta ori e inconștiență, ori e o glumă mai nouă de care n-am mai auzit noi. Cum putem să spunem asta? Oricine trebuie să dea socoteală. Nu există nimeni în biserica asta, indiferent ce slujbă are, ca să spună că eu nu dau, domne, socoteală la nimeni. Dacă nu dai socoteală la nimeni, înseamnă că pe aici printre noi s-a cam terminat. Dumneatale, ești privatizat aici în biserică? Ți-ai deschis un butic? Aici există o singură autoritate care se manifestă prin păstori, prezbiteri, diacon, comitet, după rânduiala pe care o avem. Originea viziunii trebuie să fie spirituală. Originea viziunii trebuie să fie spirituală. Dumneavoastră știți că sunt păstori care nu sunt mulțumiți de cum merge lucrarea. Și atunci improvizează. Pune un șir de lumini, verzi, albastre, galbene, roșii și nu mai știu ce culoare. Și vor fi 10 tineri care vin la biserică pentru luminile alea. Apoi spune, înainte să intrăm în biserică, o să avem nu știu ce. Și apoi o să avem un moment de așa mai harismatic. Am văzut un mic video în România care mi-a amărât sufletul foarte tare. Era acolo un pastor american, cred că era pastor cu muzica. În America există un pastor cu muzica peste toți și el răspunde de muzică, are mai mulți oameni sub el care lucrează și vorbesc de biserici americane, mai ales mai mari. Și ăsta avea o atitudine harismatică, așa cum este acolo în biserica lui de unde vine, numai că în cultura românească suna ca, să nu vă spun cum, nici nu e gamă inventată cum suna. Și i-a mirosit că erau mulți tineri acolo și vorbea și la un moment dat făcea 1, 2, 3 și când spunea 3 toată lumea sărea și țopăiau. Era un circ acolo ieșit din comun. Imaginați-vă-l pe Hristos că era acolo, pierdut în praful ăla și în țipetele alea, niște domnișoare se fâțâiau, se legăneau acolo, bă, oameni buni, dacă dumneavoastră așa vă imaginați biserica, înseamnă că nu l-ați întâlnit niciodată pe șeful bisericii. Noi nu putem atrage oameni cu circ, că dacă îi atragem cu circ, trebuie să continuăm cu circ. Hristos n-a fost circar și nici Pavel. Liberalismul ăsta bolnav, unde senzualitatea se expune, vin fetele cu fustă până aici, păi nici aici n-am liniște să mă rog. Și aici trebuie să fiu ispitit de picioare la o domnișoară de asta, la care nu e nimeni în stare să-i spună, bă, fată, ori îți schimb fusta, ori îți schimb locul unde îți petre seara. Nu-i pui tu pe toți oamenii ăștia care sunt ca părinții și bunicii tăi să se uite după picioarele tale jumătate dezgolite. Asta e private, mă, fată, de la genunchi în sus e private. E pentru tine până te măriți, iar dacă ești măritată, asta e al lui bărbatul tău.
Vă rog frumos să mă iertați că vă dau un exemplu care e puțin mai greu de auzit. Pe străzile din orașul ăsta circulă două categorii de mașini. Mașini locale, unde toată lumea se urcă în autobuz contra la un bilet, și mașini private. Eu când merg prin oraș, nimeni nu se așteaptă să opresc în stație și să-l iau în mașina mea. E mașină privată. Dar când ved oamenii un autobuz, toată lumea se pregătește să urce în autobuz. De ce? E mașină locală, pentru oraș. Sunt zone intime care nu sunt pentru consum, pentru bunul public, ci este privat. Sânii demonstrează sexualitate. Este o zonă erotică. Asta nu trebuie arătată fraților, mă, oameni buni. Picioarele de la genunchi în sus, alea nu trebuie văzute în adunare, pentru femeile evlavioase, nici pe stradă. Aia e o parte a soțului tău. Cum îți permiți să vii la biserică așa? Sau o fustă unde, ori cu ea, ori fără ea. Dar tu știi de ce ai venit aici? Sigur că o să credeți că mi-am pierdut lipsa de respect, adică mi-am pierdut respectul și vorbesc. Nu vorbesc așa. Știți de ce vorbesc așa? Doar pentru a vă aduce aminte, deși nu cred că este nevoie în biserica asta, pentru a vă aduce aminte că noi ne-am strâns aici pentru alte lucruri. Aici nu facem business, aici nu ne uităm după fete, în locul ăsta am venit să ne rugăm, ăsta e un loc sfânt. E un loc sfânt prin prezența lui Dumnezeu, nu a noastră. Și noi trebuie să onorăm locul acesta, iar îmbrăcămintea noastră nu trebuie să ne pună pe noi în evidență. Un rabin a întrebat-o odată pe fiică sa, după ce i-a tot spus să-și slungească rochia, și la un moment dat a întrebat-o așa puțin mai direct: faci reclamă la ceva? Nu, dar atunci dacă ai ceva de vânzare, nu. Dar atunci de ce faci reclamă dacă n-ai nimic de vânzare? Asta este o reclamă când venim îmbrăcați insinuant. Acum și bărbații încep să se îmbrace insinuant. Să nu spun că din toți nasturii care iau, mai lasă unul pe aici încheia, restul să îi se vadă prezența gymului. Sau cu niște pantaloni unde se vede, iertați-mă, nu vreau să devin indecent. Și nici n-am venit aici să pun rânduieli, că n-am eu nicio calitate, dar vreau doar să vă spun următorul lucru. Trebuie să existe aici o voce. Că Domnul Iisus nu o să se urce pe scenă și să spună lucrurile astea. El le-a scris în carte. Iar oamenii care conduc biserica, inspirați de cartea aia, trebuie să vă spună adevărul. Oameni de genul acesta trebuie să fie aici. Oameni care se dau pe exemplu, asta nu înseamnă că sunt perfecți. Ar fi bine, dar nu sunt perfecți. Sunt doar oameni perfectibili. De aceea, acum când vă spun lucrurile acestea, ceea ce vreau să transmit este următorul lucru. Mai marii noștri trebuie să ne ajute să ne sfințim, trebuie să ne învețe să ne sfințim și trebuie să ne arate cum trebuie să ne sfințim. Dacă se întâmplă să aibă vreo greșeală, și ei sunt oameni ca noi și înțelegem că nu e un stil de viață, ci este o alunecare. Nu ne bucurăm de ea, dar trecem peste ea după cum trecem și la nevasta noastră sau la copilul nostru. Când vorbim despre conducere prin slujire, vorbim despre o categorie specială de oameni care sunt chemați, sunt împuterniciți și sunt trimiși. Ei nu manifestă doar darurile Duhului Sfânt. Ei manifestă darurile Duhului Sfânt pe fondul, pe platforma roadei Duhului Sfânt. Pentru că roada ne califică, iar darurile se manifestă prin oamenii aceștia calificați. Când cineva va intra aici și va vedea niște oameni respectoși, îmbrăcați decent, la ceea ce înseamnă decent astăzi, nu acum 100 de ani, astăzi. Când va vedea pe cineva care se ridică aici și vorbește lămurit, echilibrat, articulat, când va vedea pe cineva că se ridică și spune o predică cu cap și coadă, unde urmărește o idee principală în mod inteligibil, când se va ridica cineva și va cânta și îți vor curge lacrimi pe obraj, îți vei dori să vii și duminica viitoare, pentru că ai mâncat într-un restaurant unde te vei mai duce să mănânci, ori de câte ori vei vrea să mănânci undeva la restaurant. Pentru că totul a fost ireproșabil. Oameni dragi,
cei care reprezintă Biserica lui Dumnezeu sunt slujitorii Bisericii lui Dumnezeu. Ei sunt primii care o reprezintă și apoi noi toți care stăm pe scaun în biserică. De aceea trebuie neapărat să înțelegem că noi slujim un Dumnezeu sfânt, desăvârșit și absolut atotputernic. De aceea nu trebuie să coborâm standardele. Sunt mame sau tați care ne cer să coborâm standardele ca să aibă loc și copilul lui care nu prea mai vine pe la biserică. Orice om din biserică este important, dar biserica în întregime ei mai importantă decât orice om din biserică. Orice om este important, dar biserica în mulțimea ei e mai importantă decât orice om. Noi nu putem să neglijăm toți oamenii din biserică pentru un om din biserică. Înseamnă că GPS-ul a rămas fără curent. Biserica asta nu e a mea. Și să nu-i mai spunem Domnului să vină aici în casa asta, că iertați-mă, El e stăpânul, nu noi suntem stăpâni, noi suntem musafiri aici. Noi suntem musafiri, El e stăpânul aici. Dacă am fi noi stăpânii, ar fi bine să vă mutați. Trebuie să-L slujim pe Dumnezeu cu teamă, trebuie să avem o percepție biblică, trebuie să avem o teologie biblică și trebuie neapărat atunci când vorbim de oamenii care sunt puși în slujbă, să ne gândim la niște oameni peste care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu își va pune puterea și autoritatea, iar Dumnezeu le va încredința harul de a sluji în anumite forme de slujire. O să închei spunându-vă despre unul dintre oamenii Bibliei față de care am o mare admirație, deși nu sunt perfecți, după cum nimeni nu-i perfect dintre muritori. Saul a fost primul împărat al monarhiei. Prin secolul 11 înainte de Hristos, el devine rege, domnește 40 de ani. Este un om foarte complicat, vrea de câteva ori să-și omoare ginerele, pentru că era mai apreciat decât el. Pentru o vreme au fost coregent, adică fostul nu se dătuse jos, dar actualul era acolo. Și aveam doi regi. Asta se numește coregent, adică doi regi. Și după el urmează David. Și el domnește 40 de ani și fiul său domnește și el 40 de ani. Ei sunt singurii trei regi care au domnit peste țara unită. Când al patrulea rege Roboam, fiul lui Solomon, a venit, țara s-a rupt în două pentru că el a gestionat-o fără înțelepciune. Și s-a făcut jumatea de nord, Israel, jumatea de sud, Iuda. 10 și 2 seminții. Pe unii au prăpădit asirienii și nici nu știm unde sunt astăzi. Și pe cele din sud sunt ceea ce mai avem astăzi din Israel. Ce vreau să spun? Că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Am făcut dimineața atingere la subiectul ăsta și nu mai consum timp să mai vorbesc, să introduc contextul, pentru că o să închei abrupt. David moare și are parte de o bătrânețe fericită și Solomon domnește în locul lui. Este singurul rege care n-a avut niciun război. Este singurul rege care s-a bucurat de tot ce a produs tatăl lui. Și a făcut o casă mai frumoasă decât templul lui Dumnezeu. N-ar fi trebuit să-și permită să facă treaba asta. N-ar fi trebuit să-și permită. Pentru că templul din Ierusalim atunci n-a fost o biserică. Era unul singur pe tot pământul. Nu biserici locale. Una într-o casă, una în funcție de cum au frații bani sau loc sau regulile țării unde trăiesc. Și Solomon își ia 1000 de neveste. De fapt, nu toate i-au fost neveste, cele mai multe au fost concubine. Dar haremul lui avea 1000 de femei. Mi-ar place să-mi pot permite să comentez un pic ideea asta, dar nu o să fac lucrul ăsta. Și omul acesta și-a luat femei și cele mai multe dintre ele nu erau evreice, ci erau din alte naționalități, alte etnii. Și el le-a adus la Ierusalim. Și muntele Moria era plin de... Nu găsesc cuvântul. Capele. Era plin de capele pentru Dumnezeul fiecăreia dintre nevestele lui. Avea aici o capelă pentru Dumnezeul lui Maria. Aici o capelă pentru Dumnezeul de la asta din Egipt, pentru asta din Filistia și așa mai departe. Și fiecare capelă era un mic templu de închinare a unui Dumnezeu străin, iar poporul
din curiozitate, a preluat această multitudine de zeități și poporul a fost împins în idolatrie. Și Dumnezeu s-a supărat foarte tare. Și i-a zis, te-am binecuvântat, ți-am dat ce n-a avut nimeni niciodată și tu m-ai batjocorit. Tu trebuia să mă onorezi și tu m-ai detronat. Tu ai ispitit poporul să se închine la niște lemne, la un par, la o... O să-ți iau domnia. Virgulă. Dar totuși nu o să-ți o iau în timpul vieții din pricina tatălui tău. Dar tata-i mort. N-are nicio importanță dacă e mort. Pentru mine nu este mort. Pentru mine tatăl tău mort face mai mult decât tine viu. Ăsta a fost un om după inima mea și din dragoste pentru el vreau să-i fac un favor fiului lui. Și Solomon a fost amânat să-și piardă regatul până după ce a murit pe barba, iertați-mi expresia, pe barba lui taică-so care era mort. Un credincios mort, un om fidel mort, a avut mai multă trecere în fața lui Dumnezeu decât Solomon care trebuia să le acomodeze pe cele 1000 de prințese. De multe ori m-am gândit în viața mea, dacă după ce o să mor, când copiii mei vor aluneca sau nepoții mei vor aluneca, dacă voi avea și eu ceva înaintea Domnului, de care Domnul să zică, din pricina tatălui tău, doar pentru tatăl tău fac asta. Mă întreb, o să pot avea ceva? O să-L slujesc eu pe Dumnezeu într-un fel în care El să spună, a slujit după inima mea, nu după mersul timpului, nu în concurență cu alți păstori, nu ca să se dea mare, a slujit după inima mea. Voi putea eu să am o picătură din treaba asta? Sau pur și simplu nu o să se poată spune nimic bun despre mine? Viața noastră se scurge rapid, că este scurtă și epuizabilă. Și suntem păstori, prezbiteri, diaconi, lideri, oameni implicați în slujire în biserică. Uitați cum e fratele acolo sau alții care ați observat, unul umblă cu apa, unul a făcut mâncare, unul cuie cu sonul, ne întâmpină, ne dă ceva. Toți fac o slujbă în biserică, dar va putea Domnul să spună dincolo de slujbele noastre, omul ăsta este un om după inima mea. Cel mai înalt calificativ pe care un om credincios îl poate avea este să fie un om după inima lui Dumnezeu. Având 61 de ani, nu știu cât mai o să trăiesc. Sunt multe lucruri în trecutul meu pe care Domnul le-a iertat, dar eu nu vreau să mă iert. Pentru că fiul risipitor când s-a întors acasă, tatăl l-a iertat, dar el nu s-a iertat. Și când tatăl i-a spus, du-te și culcă-te în camera ta, că n-a dormit nimeni niciodată acolo, e dormitorul tău din copilărie. El a spus, tată, nu mă duc, pentru că nu mă calific. Vreau să mă duc să dorm cu angajații și cu slujile în șopron. Cum spune în șopron? Șopron, nu? Șopron. Vreau să dorm în șopron, pentru că nu mă calific, tată. Nu mă simt bine să mă duc. Mă simt ca un inel de aur în râtul unui porc, în botul unui porc. Nu mă duc. Deși mi-ar place, dar nu mă duc, tată, că am fost un derbedeu. Nu mă duc, tată, nu mă duc. Mă duc în șopron. Și s-a dus în șopron. Probabil pentru o vreme. Oameni scumpi, viața noastră trece ca o culoare a semaforului. Și între maternitate și mormânt se epuizează ceea ce numim viață. Dacă și în picătura asta de viață suntem mândri și aroganți, plini de sine și nu ne mai ajunge nimeni decât cu o scară înaltă la nas și nu putem să ne smerim ca o expresie a sfințeniei,
Dacă nu iubim pe oameni așa cum sunt, că nici noi nu suntem mai buni, atunci va putea Dumnezeu să spună despre mine un om după inima mea? Va putea să adauge cândva când unul dintre copiii mei va călca pe bec? Dacă vreți să mă credeți, în ultimul timp mă gândesc mult la asta și sunt tot mai preocupat de aceste lucruri, mult mai mult decât în tinerețe. Vreau să apreciez că ați fost în seara asta aici, să vorbim împreună despre subiectul, a fost tare. Și sper să nu se împiedice nimeni prea mult în ce am spus, că am spus-o cu o adâncă curăție de inimă. N-am spus-o ca să fie îndreptată înspre cineva și nici ca să par nu știu cum, ci pur și simplu am spus-o din suflet, crezând că asta este voia lui Dumnezeu. Însă vreau să vă cer dumneavoastră, celor care sunteți aici, să vă gândiți la lucrurile astea, că nu se știe niciodată când plecăm de aici. Dar până atunci, vă rog, încercați să vă acordați viața cu adevărurile lui Dumnezeu și dacă faceți o slujbă, aveți grijă să fiți meriți. Stați în pătrățica dumneavoastră. Nu creați probleme, iar dacă altul creează, dumneavoastră aplanați-le. Respectați pe cei care sunt mai mari. Chiar dacă nu merită, nu pentru că ei merită îi respectăm, ci pentru că el merită și pentru că eu merit. În felul acesta vom avea parte de o biserică unde cei care intră își dau seama că au intrat totuși într-o biserică diferită. Aceasta este chemarea noastră. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea putere și dumneavoastră și mie. Și când se va întoarce Dumnezeul nostru atotputernic, să ne spună rob bun și credincios, vino, nu ne dorim nimic mai mult, nimic nu va fi mai înălțător decât să ne cheme și pentru întotdeauna să fim cu El și cu alții ca noi. Laudă Domnului!